Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi se numește Alexandra Mircea, este medic stomatolog și am zis noi că este medicul cel mai răvnit, urmărit și șmecher de pe TikTok. Ce descriere frumoasă, mulțumesc, Lorna, pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Cu mult drag, abia te așteptam, pentru că știu că recent ai făcut și fabuloasa sumă de 100.000 de urmăritori de pe YouTube. Da, a fost ceva muncă. A fost ceva muncă, ești foarte urmărită și pe TikTok, cel puțin noi când te-am văzut acolo am zis, bă, wow, și jos pălăria, pentru că totul este și într-o zonă de educație, bineînțeles. Nu e doar fun, nu este doar distracție, dar forma în care mesajul ajunge și informația ajunge este meritul tău, pentru că ai făcut-o în așa fel încât să fie înțeleasă de toată lumea, prin umor. Și prin umor înțelegem mult mai bine și mai ușor până la urmă toate lucrurile astea. Dar până ajungem la TikTok și la toate cele, trebuie să te descoți un pic despre tine, despre cum ai ajuns medic stomatolog, de cât timp faci treaba asta. Părinții mei sunt amândoi medici stomatologi. Tot am și o soră care nu este medic stomatolog. Ea a mers pe partea artistică mai mult, dar eu fiind medicina familiei, am crescut într-un mediu stomatologic. Cabinetul mamei este ușă în ușă cu apartamentul în care am crescut, așa că eu prima oară când veneam de la școală intram mai întâi la mama, salutam pe toată lumea și abia apoi mă duceam acasă. Și a venit cumva natural să fac stomatologie. Toată lumea mă întreabă, da, te-au forțat ai tăi? Nu, mi-a venit pur și simplu natural, pentru că am văzut și bucuria pe care o aveau pacienții când îi ajutau să scape de durere sau făceau o lucrare așa încât zâmbetul pacientului să fie strălucitor și pacientul să aibă încredere în el. Uh-huh. Și cred că emoția aia pe care am văzut-o la atât de mulți pacienți m-a făcut să înțeleg că de fapt eu asta vreau să fac. Aveai și jucării în sensul ăsta? Gen... Ai mei, când veneau de la congrese, sau ce sunt? Când veneau de la congrese, la noi sufrageria era plină de materiale și primeam și eu lopățici și fel de fel de spatule, recipiente. Iată. care fuseseră... Mănuși, nu? Bineînțeles, da. Cred că astea sunt... Da, și eram tot timpul în cabinet. Dacă eram ușă în ușă, era foarte ușor să fiu acolo tot timpul. Și mă amuză foarte tare că ieșeam în oraș cu mama la cumpărături sau mă lua de la școală și toată lumea din câmpina știa cine sunt. Eu nu știam, pentru că, na, fiind mică, vezi foarte multă lume. Vai, dar tu ești fata doamnei doctor. Da, nu vă cunosc. Nu știu cine sunteți. Da. Asta este minunat că, până la urmă, o meserie, știi cum e, că acum părinții mai fac și presiuni, știi, să copiii lor să preia cumva meseria, să o ducă mai departe, să o avem chestia asta conservatoare așa un pic, du mai departe meseria că e frumoasă și că, uite, știi, ai cumva și suportul ăsta și emoțional și financiar ca să intri, să mergi mai departe, că ți-e mai ușor, cu mine acolo ți-e mai ușor, dar trebuie... foarte tare să-i placă și copilului să facă chestia asta și să fie bun. Oricât de multă experiență ar avea și cât ajutor din partea părinților, dacă nu are talent și nu îl atrage, nu o să facă cu plăcere și o va face mult prea puțin. Deci la tine a existat cumva dorința asta. Da, și le sunt foarte recunoscătoare alor mei că nu au făcut niciodată presiuni în nicio direcție și orice decizie am luat întotdeauna m-au susținut. Și ce m-a ajutat foarte mult, după ce am terminat facultatea, în primul an de facultate, am dat examenul de rezidențiat și am luat la specializare de parodontologie, dar în primul an am făcut naveta cu câmpina, luni mergeam la câmpina, mă întorceam marți, pentru că făceam practică în cabinetele alor mei. Și e foarte reconfortant să fie cineva în spate și să te ajute dacă nu te descurci, dacă nu știi foarte bine să faci ceva sau dacă cumva, dacă faci o greșeală, că se întâmplă, să fie în spatele tău să te ajute să repare ce s-a întâmplat. Acum, ce-i drept că e bine că au fost părinții, pentru că cumva cred că ai putut să înveți un pic altfel toată treaba asta, adică e clar că a ajutat. Clar, la facultate oricum învățăm niște lucruri mai mult teoretice. Dar când te lovești de practică se întâmplă altfel lucrurile și mama m-a învățat să lucrez repede. La facultate te lălăiai până îți făceai treaba, că să fii foarte minuțios, dar mama, dacă se întâmpla să-i spun, uite, nu sunt confortabilă să fac nu știu ce fel de plombe. Săptămâna următoare când veneam la clinic aveam doar plombele alea de făcut. Deci îmi umplea programul doar cu așa ceva ca să fac tot ce nu eram confortabilă și să mă obișnuiesc cu lucrurile care nu mi erau îndemână. Așadar a fost, știi, 1-0 pentru mine, ceva de genul. Da, am fost foarte norocoasă. Ai fost foarte norocoasă și până la urmă ai și devenit foarte bună în zona asta, pentru că am văzut
văzut cumva oamenii care trec pe la tine, trec prin mâna ta și nu mai au teama aia de trebuie să mă duc la dentist, o să mă doară, știi, să lase totul pe mai târziu doar pentru că trebuie să audă ideea de dentist. Bine, acum am și fost crescuți cumva cu ideea că la dentist e nasol și te doare orice ar fi, pentru că pe vremuri miroseai două zile la dentist după ce te duceai, adică... Să știi că am în continuare pacienți care au povești, nu mi s-a făcut anestezie, mi-a scos nervul pe viu sau mi-a pus genunchiul în piept să-mi scoată măseaua. Sunt povești, cel puțin la cei care au acum 40-45 de ani, sunt destul de frecvente că au nimerit generația respectivă. Și atunci trebuie să petreci mult timp cu omul respectiv să-i explici că lucrurile pot fi altfel, că sunt aici, mă opresc când ai nevoie, îți explic tot ce urmează să fac și înainte și pe parcursul procedurii. Ne oprim când vrei, dacă nu vrei să facem astăzi tot, nu-i nicio problemă, facem o parte și revenim. Am avut o pacientă. Mă gândesc doar la faza în care trebuie să-i scoți o măsea de minte și... Durează până ajungem la măseaua de minte. Când ajungem la măseaua de minte, puțin? Deja e confortabilă. A, ok. Nu mai are pacientul niciun stres. Dacă îi spui că putem să continuăm mâine, dacă îi desfaci un pic măseaua și pleacă cu ea așa și vine mâine. Începem cu detartraje, cu ceva mai light, facem câte o plombă mică și pacienții prind încredere pentru că știu că ce le spui tu că te vei opri o să fie real și nu o să aibă durere, o să fie confortabil, nu o să se umfle a doua zi. Da, toate lucrurile astea contează. De care se teamă. Și pe măsură ce văd că ceea ce spui e adevărat, prind și mai multă încredere și după aia nu mai au nicio problemă. De cât timp faci asta? De 11 ani. 11 ani. Da, am terminat în 2011 facultatea, după care am făcut specializare 3 ani și între timp am tot făcut tot felul de certificări, specializări, cursuri. Acum, în ultimul timp, am început să merg și la cursuri de leadership pentru că, având clinica, trebuie să mă dezvolt și pe alte planuri, da? Dar e o educație continuă. Da, asta este minunat. Și ultimii ani ai petrecut cumva, te-ai folosit de uneltele astea de social media și ai venit... altfel, ai fost așa ca o cireașă, știi, scoasă frumos de pe tort, în care ai venit și ai adus partea asta educațională pe înțelesul tuturor. Și, exact cum spuneam la început, într-un mod foarte funny și foarte nu abrupt, nu greu, ci foarte transparent. Oamenilor nu prea le place la doctor. Nu zic la dentist, la doctor în general. Și ce am observat noi medicii, pentru că vorbim 6 ani de zile în niște termeni pe care numai noi îi înțelegem, avem senzația că toți vorbim aceeași limbă. Și sunt foarte mulți medici care își folosesc limbajul lor să explice pacienților și pacientul este blanc, nu înțelege nimic. Și atunci am înțeles lucrul ăsta și am încercat să reformulez toată informația așa încât să înțeleagă fiecare om ce îi se întâmplă, ce probleme are, din ce cauză au apărut și ce putem să facem să le rezolvăm. În momentul în care dai și un twist mai amuzant, devine și mai digerabilă stomatologia informația, și informația. Și sunt foarte mulți care îmi scriu, vai, dar datorită ție am învins teama de dentist. Mă ung pe suflet mesajele astea, pentru că știu că pot să fac un bine unui om care stă, nu știu, într-un sat din județul Botoșani, să zicem. Da, corect. Care nu ajunge atât de des la dentist. Exact, da, care nu are posibilitatea asta, pentru că... Uite, eu am început TikTok-ul dintr-o joacă. Eram la început în clinică, eram 3 persoane, 3 angajați. Eu și cu încă 2 angajați. Și făceam TikTok printre pacienți pentru că începuse trendul cu TikTok, vedeam toate fetițele pe stradă că dansau, am zis, măi, o să fie mare lucrul ăsta, trebuie să ne apucăm și noi de la început. Și atunci am testat un pic să vedem cum putem să transmitem informația și am avut un răspuns incredibil. Care a fost primul? Cu o pisică pe care o am, da, pentru că testam, voiam să văd, clipurile se fac într-un anumit fel ca să țină atenția și atunci testam să văd despre ce e vorba. Și după ce am chinuit-o puțin pe pisică, am trecut la în clinică explicând lucruri basic, cum să te speli pe dinți, câtă pastă de dinți să pui pe periuță, lucruri care, pe care noi avem senzația că le știe toată lumea, dar nu le știe toată dar lumea. Dar nu le știe toată lumea. Și atunci răspunsul pe care l-am avut din partea comunității, să-i spunem, a fost fantastic. Și oamenii nu știau cum să se spele pe dinți, oamenii nu știau ce să facă dacă au o carie, niște lucruri pe care noi le credem că sunt cunoscute tuturor, nu știau despre acum, ce vorba. Până să ajung la niște întrebări cumva în care mitul bate orice informație, pentru că am pregătit câteva, trebuie să mă duc și în zona asta în care, din păcate, sunt foarte mulți copii, da, în orașele
mai mici sau comunele mai îndepărtate, în care nu a ajuns periuța și pasta de dinți. Știm cu toții că există și așa ceva. Și atunci, cum facem să-i învățăm pe copiii ăștia că lucrurile astea două există? Și contează. Și contează și că poate din lipsa interesului pe care părinții, din păcate, da, nu l-au avut, pentru asta cumva plătesc și ei pentru ceva ce nu... Știu problema asta, știu și există niște cabinete școlare care ar trebui, medicale și de stomatologie care ar trebui să fie în fiecare școală. Înțeleg că nu sunt. Nu sunt. Și știu că e o problemă pentru copii, pentru că săracii nu-s vinovați cu nimic. Da. Și poate nici părinții nu au suficiente informații că la 6 ani apare o măsea care va fi definitivă. Uh-huh. Măseaua aia de 6 ani lipsește cel mai frecvent din gurile tuturor pacienților. Uh-huh. Pentru că... Nu e suficientă informație. Te întreb pe tine, pentru că dacă ai ales TikTok-ul ca o variantă de a transmite toate aceste informații, cei mai mulți copii și majoritatea, generația asta foarte tânără, e acolo. Da? Are sau nu are pastă de dinți? Și are sigur telefon, are cu, TikTok, sigur telefon cu TikTok. Și atunci mă gândesc că conexiunea asta, da, relația asta pe care tu o poți aduce între cei doi, copil și pastă de dinți cu periuță, poate că ușor, ușor o poți transforma într-o chestie uzuală pentru ei. Asta și vreau să fac, face parte din planul meu mai mare. Mai mare. Să ajungă la cât mai mulți copii periuța și pasta de dinți, nu doar informația. Încerc să mă partenerez cu branduri mari care au, ele aduc pe piață periuțe, pasta de dinți și împreună să mergem în cât mai multe locuri, să putem pune la dispoziție pentru cât mai mulți copii tool-urile de igienă dentară care pentru noi sunt basic. Absolut, pentru că e nevoie și de campanii de genul ăsta, un CSR, da, care să ajute și copiii ăștia și cu forța ta pe care o ai acolo de a transmite informația și cu forța lor de a pune la dispoziție până la urmă uneltele astea pentru ei, cred că până la urmă poate să iasă ceva absolut minunat, pentru că, repet, există problema asta și nu sunt puțini. Și nu numai la copii, există și bineînțeles, și la adulți, dar măcar dacă ne adresăm măcar copiilor, poate și ei vor duce în casă informația asta și atunci o să se îmbunătățească statisticile mai puțin fericite pe care le avem. Așadar, începutul ăsta al tău în TikTok și în toate lucrurile astea, până la urmă ar trebui să aibă un scop final care să ajute, da? Nu e doar un scop de a ne strânge urmăritori și de a deveni faimoși pe treaba asta, nu, ci pentru a aduce informația asta cât mai departe la toată lumea și trebuie să înțelegem că periuța de dinți și pasta de dinți sunt lucruri elementare, ca apa. Da. Să știi că lucrez la acest proiect, dar nu pot încă să dau mai multe informații pentru că nu am încă totul. Nu am încă totul, dar lucrez la el, e ceva ce îmi doresc foarte mult și este felul meu de a da înapoi tuturor oamenilor și tuturor românilor care au dat pentru mine. Ar fi minunat. Da, pentru că și educația pe care o am, au fost 21 de ani de școală pe care eu nu i-am plătit și pe care românii nu-i plătesc și mi se pare frumos să pot să dau înapoi cumva lor. Intrăm în aplicat, da? Chestii foarte punctuale și să nu mai avem discuții. Periuță electrică sau periuță clasică? Electrică. De ce? Am fost foarte mult timp un fan al periuței manuale, foarte mult timp. Mi se părea că mai bine mă periez eu cu periuța manuală, plus că mi se părea, nu reușisem să-mi găsesc de fapt periuța electrică potrivită, pentru că făceau zgomot foarte mare, îmi simțeam că îmi vibrează capul, mă dureau gingiile, fel de fel de chestii. De 2 ani, un an jumate, am găsit o periuță electrică care este pe măsura dorințelor și nevoilor mele. Are senzor de presiune, nu mă apăs prea tare pe suprafața dinților. Are o aplicație unde urmăresc exact ce dinte am spălat și sunt sigură că am spălat toți dinții. Da, e foarte nice, e ca un antrenor personal și practic dacă eu am folosit aplicația respectivă o săptămână la rând, după aia fără aplicație eu știu că o să mă periez perfect. Înveți pe dinți. Da. Deja. Știi cât timp ai nevoie să stai pe fiecare dinte. Clar periuță electrică. Și după ce am fost la detartraj la 6 luni, igienistul nostru mi-a zis, s-a întâmplat ceva, ai schimbat ceva, arată foarte bine dinții. Ah, ok, bun. Deci electrica până la urmă este, dacă o găsești pe cea mai potrivită, pentru că știu că sunt unele, cel puțin și eu am pățit, în care presiunea era atât de mare încât gingiile mele sufereau puțin. Și am dat-o la o parte, recunosc. Acum renunțat. Am o periuță care are 7 moduri de periaj, unul dintre ele se numește super senzitiv. E foarte blând.
cu un capăt de periaj iarăși senzitiv și cu senzorul de presiune care îți arată exact cât trebuie să apeși. Deci nu apeși prea tare că se înroșește. Dacă, dacă apeși prea puțin, e alb. Mă, dar tu ai o periuță foarte smart. Am o periuță foarte smart, da. Deci ai culoarea verde când te apeși cum trebuie. Și am atunci înțeles. Te ajută foarte mult. Și se înțeleg că o periuță clasică nu ajută suficient la periaj? Nu își face destul de bine treaba? Ar trebui să periezi cam 5 minute cu o periuță clasică ca să reușești să faci mișcările pe care le face o periuță electrică în 2 minute. Uh-huh. Și acum, atunci, că vor exista comentarii și sigur, să nu ajungem în război. Cine nu își permite o periuță electrică? Sigur că da, pot peria manual. Da? Adică și eu v-am spus că foarte mult timp am folosit periuța manuală, doar bun, că e importantă tehnica de periaj. Și am pe canalul meu de YouTube clipuri explicative asta, în care arăt exact cum trebuie să-și perie dinții, cu periuța manuală, cu periuța electrică, cum să folosească ața dentară, cum să folosească dușul bucal, au orice e nevoie acolo. Orice, bun. Da. Deci ca să ne înțelegem cu periuța, da? Dacă da, nu există periuță electrică, ceea ce este ok, nu e nicio sigur problemă, da, există și periuța clasică, avem un clip demonstrativ, 5 minute, eu credeam că suntem la 2-3. Hai și 3, dar măcar să fie bine făcut periajul. Bun, atâta timp cât vă spălați pe dinții, cu orice este bine, da? Da? Concluzia, da, concluzia, de acord, ca da, să ne înțelegem. Periuță din bambus sau plastic? Periuță din bambus pentru mediu, periuță din plastic pentru dinți. Că sunt, și aici? Da, știu. Nu sunt degeaba, sunt atât de multe studii care ne arată că anumiți peri de anumite dimensiuni periază mai bine decât cei într-o periuță de bambus. Iubesc mediul, dar iubesc și dinții. Periuța de bambus poate să fie la urgențe? Da, într-un travel kit să fie. Așa, bun acolo. Da. Decât deloc. Da, din nou, clar, ducem pe extreme. Decât da, da, deloc. Da. Suntem echilibrați. Bună și aia. Ața dentară sau acele periuțe, acele... scobitori, spraștii. Da. Eu așa le numesc. E o ață dentară într-un suport. E ca o praștie. Ca o praștie, dar mai sunt unele care au... periuțele interdentare. Așa, periuțe interdentare cu zimții aceia din... da. Bun. Unele sunt din plastic și unele sunt din... Peri. Cu peri. Bun. Care? Care e diferența? Ața dentară se folosește pentru spațiile dintre dinți, strânse spații dintre dinți. Există o anumită tehnică de folosire a aței dentare, majoritatea au un fig în spații dintre dinți, intră în gingie, sângerează gingia, vai de ea săraca că da, o doare. Corect. Este clip explicativ cum. Deci trebuie cu presiune controlată introdusă ața dentară între dinți ca să nu îl rănim gingia. Ața dentară e foarte bună. Foarte bună. Pentru spațiile dintre dinți mai care nu au contact, sunt un pic mai da, distanțate dinții, da, mai distanțate. Periuțele cu peri pe suprafața lor, periuțe interdentare se numesc. Interdentare. Și praștiile? Nu prea, că nu poți să dozezi. Nu poți să dozezi presiunea cu care introduci ața dentară între dinți și rănești gingia. Atunci de ce se fac? Nu știu să-ți răspund la această întrebare. Mi-aș dori, dar nu. Mă gândeam, ce sunt alea? Pentru că, sincer, arată și dubios și nu cred că toată lumea își dă seama cum trebuie folosită. Adică chiar îți trebuie un da, kit de prezentare, un kit de folosire. Nu am pentru praștie, îmi pare rău. La praștie n-ai făcut, nu? Pentru că nu ești de acord cu el. Da. Am înțeles. Deci mai puțin cu praștia. Ca să mai, puțin cu praștia. Mai puțin cu praștia. În copilărie cu praștia. Așa, o lăsăm în altă parte. Bun, dușul bucal. Great. Este o minune inventată. Este minunat. Așa este. Duș bucal pentru toată lumea, pentru purtători de aparat fix, pentru toată lumea. Toată lumea. După periaj sau înainte, cum doreți. Mă întreabă lumea, da, ața dentară când să o folosim? Și dacă o folosești la semafor, e minunat, doar folosește-o. Dacă lumea n-are timp. Da, corect, corect. Și mă, da, stai că totuși. Face lumea în mașini la semafor, orice de toate, se fardează. Nu e nicio problemă dacă folosește. E bine și cu dentară, ok, da. La dușul bucal e așa, pentru că sunt foarte multe pe piață. Da. Opțiunile, deci, sunt multiple. Acum, și eu am trecut prin vreo 2-3, că și eu am fost purtător de aparat și era acela, la început, dacă ți-aduce aminte, era un număr așa, care era ca o canistră. Da, puneai apă pentru o săptămână. Da. Și îți dădeai și, na, asta era cu 10-15 sunt ani. Sunt în continuare fel de fel de dușuri bucale, sunt cu rezervor mai mare, unele dintre ele am înțeles, n-am folosit, am înțeles că se leagă direct la robinet. Sunt dușuri bucale wireless. Cum?
Nu știu, se probabil ca un furtun care se leagă direct la robinet. Nu am folosit, dar am auzit. Bun. Sunt dușuri bucale fără fir pe care poți să le iei cu tine, în călătorie. Da. Dar aici, de ce spun, sunt mai multe și eu aș vrea să explicăm puțin ce fel de duș bucal să-ți alegi în funcție, până la urmă, de ce nevoie ai. Pentru că, cel puțin, ultimul duș bucal pe care eu l-am folosit, care era portabil, da, era foarte dur. Adică jetul de apă era extrem de puternic și la fel, gingiile mele au fost distruse. Există anumite dușuri bucale care au foarte multe trepte de presiune. Okay. Al meu are 10. Sigur, din 10 trepte de presiune. Ți-am spus și mie ce folosești. Și din pe 10 iuda, trepte și... de presiune, sigur găsești o treaptă care se potrivească. Și pe măsură ce îl folosești mai mult, vei crește intensitatea treptei de presiune, pentru că o să te simți mai confortabil și nu o să sângereze gingiile, o să fie tot în regulă. Am înțeles. Sunt și mai multe capete pentru dușul bucal. Este un capăt simplu, e un capăt interdentar pentru purtătorii de aparate dentare, e un capăt care ajută purtătorii de implanturi dentare. Uh-huh. Sunt foarte multe lucruri. Sunt multe lucruri. Da. Nu știu, cred că la tine acolo e un pic avansată tehnologia. Trebuie. Față de trebuie ce... să știu ce e cel mai nou. Ce este cel mai nou. Este recomandat copiilor dușul bucal? Că aici iarăși e o discuție. Depinde de la ce vârstă spunem. De la ce copii. Vârstă e recomandat? Eu aș spune undeva unde sunt mai măricii când pot mânui aparatele, pe la 12-13 ani. Dacă ei se perează corect până atunci, da, nu prea ar avea nevoie să folosească duș bucal. Oricum ei ar trebui de mici învățați și cu ața dentară cum se folosește, că poate nu-și cară dușul cu ei peste tot sau poate le lene. Așa, ața dentară o mânuiesc repede. Da. Ei ar trebui învățați de mici toate aceste accesorii ale periajului dentar. Deci e ok la copii cu ață dentară? Da. Este ok cu duș bucal? Hai să zicem că vârsta cea mai potrivită e de la 12 ani în sus, că până atunci... Au multe spații între dinți până atunci. Au multe spații, dar n-au dinți, n-au măsele, n-au... Sunt deci, într-o continuă e complicat. Evoluție. Și mi se pare că oricum și gingiile lor sunt mai sensibile. Eu spun ce văd la a mea acum, care are 10 ani și care deja... Și încep duce... și furtunile hormonale și e normal să fie și mai sensibile gingiile. Da, e un pic. Deci ață dentară e voie, duș bucal, periuță electrică. Da, și este foarte... interesantă pentru copii. Nepoata mea are 4 ani și am cumpărat la 3 ani periuță electrică. A fost înnebunită după ea. Înnebunită și la un moment dat a fost și pierduse pentru că am pitit-o foarte bine ca să nu găsească nimeni și am căutat periuța electrică. Am cumpărat alta. Până ați găsit-o belătă. A apărut la un moment dat. A pitit-o bine. A pitit-o foarte bine. Dar periuțele pentru copii mici au multe personaje pe periuță foarte interesant. Da. Te speli cu prietenii pe care îi vezi în desene animate. E adevărat că îi atragi cumva către acest, acest obicei zilnic și ajută. Vorbesc însă de ideea de a folosi o periuță electrică încă din atât de fragil. Este indicată după 3 ani. După 3 ani, da. Periuța electrică doar după 3 ani. Bun, și periuțele interdentare, copiii le pot folosi? Iar le folosesc copiii care au aparate dentare. Oricum, periuțele interdentare se folosesc dacă ai spații între dinți. Okay. Dacă dinții sunt lipiți și tu încerci să introduci periuța interdentară, se rănește gingia. Okay. Și atunci nu recomandăm. Okay. Dar recomandăm atunci când au aparat dentar. E chiar benefică pentru că trebuie să curețe în spațiile dintre dinți și sârmă și brecheți dacă au aparat dentar fix. Rămânem la aparat dentar. Copiii cu, din nou, 10-12 ani pot începe să se gândească la ideea de a pune aparatul dentar? Ar trebui să se gândească cam de la 7 ani. 7 ani? Ar trebui cam la 7 ani să fie prima vizită la medicul dentist. Pentru că sunt niște probleme în creșterea oaselor maxilare, nu ale dinților, care pot fi... interceptate atunci și poate fi condusă corect dezvoltarea copilului. Pot avea mandibula foarte mică și maxilarul foarte mare și atunci o distanță foarte mare între dinții de sus și cei de jos sau invers. Da. Mandibula să fie foarte dezvoltată și maxilarul foarte mic. Și atunci dacă vezi de mic lucrurile astea, reușești să stimulezi creșterea oaselor maxilare așa încât la 12, 13, 15 ani să nu mai aibă probleme. Ok, deci poți rezolva de mic, fără să ajungă sunt neapărat la aparat. Sunt multe cazuri care nu mai ajung la aparat, e o variantă bună, dar sunt multe cazuri care trebuie să se repare cu operație ortognată, se numește.
care poate fi evitată dacă e dus de mic copilul la dentist. La dentist. La ortodont, de fapt. Da, când sunt mici copiii mai au și acele în somn, mai au și acele... Trainere se numesc, despre ele vorbim. Da, își troznesc efectiv, la asta mă refer, când își troznesc maxilarul... Și scrâșnesc din dinți. Scrâșnesc dinții, ai impresia că acum pognește ceva în el. Este normal cât timp cresc dinții, pentru că se așează mușcătura. Aha. Am auzit și eu la nepotul meu și m-am îngrozit, chiar vorbeam cu sora mea și mi-a zis, Alexandra, se întâmplă ceva groaznic. Zic, da, am citit pe internet all over, e normal, am discutat și cu specialiștii ortodonți de la mine din clinică, e normal până se stabilizează felul în care mușcă copilul. Nu se întâmplă nimic rău. Dar chestia asta se întâmplă și la adulți. Da, e altceva. Acolo e altceva. Da. Acolo ce se întâmplă? Poate fi vorba de o persoană care este foarte stresată și atunci când are puseie de stres se manifestă mai tare bruxismul sau scrâșnitul din dinți, dar pot fi și probleme ale felului în care mușcă pacientul. Și dacă dinții nu sunt într-un echilibru, într-o mușcătură corectă și echilibrată, apar spasme musculare, ca să le numim, să le înțelegem mai ușor. Da, mușchii nu au o activitate corectă, nu sunt echilibrați și atunci vor determina scrâșnitul din dinți. Și atunci mergem la un consult, vedem că... Și mai există și a maxilarului, care troznește, are o... Articulația. Da, exact, undeva, asta știu că George pățește și e foarte dubioasă treaba. Și nu știu, adică până acum n-am... Tot de la mușcătură se tot trage, de la mușcătură e, da. Nu? Când deschide gura... Pocnește aici. Da, 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 are... Nu tot timpul, rar, dar pocnește și... Trebuie verificat felul care mușcă. Într-adevăr, sunt pacienți care au problema asta. A fost corectată problema printr-un tratament stomatologic. În momentul actual, să zicem, ei sunt echilibrați și totul e ok, zgomotele rămân. Zgomotele nu se vindecă, dar dacă tu ai făcut tot procesul medical prin care știi că ai reparat problema care a dus la zgomote în primul rând, ar trebui să fii liniștit. Am înțeles. De câte ori trebuie să mergem la dentist? La 6 luni aș recomanda. 6 luni pentru periaj de tartraj? Și cu ocazia asta medicul sau igienistul cu siguranță se uită și vede dacă a mai apărut ceva. Și orice ceva ăla ar fi, este cu siguranță în stare incipientă. Uh-huh. Și atunci e mult mai puțin... invazivă procedura de a repara. Uh-huh. Da. Ne spălăm de 2 ori pe zi? Cel puțin. Cel puțin. Dacă mâncăm 2 felii de tort, ne mai spălăm o dată, că e mult dulce acolo. Aha, și să scăpăm de... De acidul care se face în... Sau dacă urma. Ați dat un usturoi peste zi. Sau așa, da. Mă gândesc că ar ajuta, nu? Da, gumă de mestecat. Fără zahăr. Fără zahăr. Bombonelele alea mici, așa, tic-tacul ăla. Da, da, dar să fie fără zahăr. Păi există fără zahăr? Da, și guma e fără zahăr, sunt foarte multe gume fără guma, zahăr. Guma, da, știu, dar sunt indicate și cât timp, pentru că am auzit, iarăși, mitul, da, că de la guma de mestecat cu sau fără zahăr, poți să faci carii, e adevărat? De la guma de mestecat cu zahăr e foarte posibil, pentru că e zahărul care se topește între dinți, face acidul care atacă dinții și se formează cariile. Dar guma de mestecat fără zahăr este bună atunci când ieși la o masă în oraș și n-ai periuța cu tine. Poți să mesteci o gumă de mestecat, dar nu înlocuiește periajul dentar. Foarte important. Foarte important. Am auzit că, din păcate, îmi cer scuze pentru asta, dar chiar a fost din partea unei doamne, care mi-a spus că dimineața amestecă gumă în loc să-și folosească periuța de dinți. Ceea ce... Așa nu. Așa nu, evident. Și stomacul ce zice? Nu știu, că nu-i treaba mea. Da, nici stomacul nu va fi de acord cu asta. Dar am fost un pic un poker face când am auzit treaba asta. E mare lucru că ar recunoscut lucrul ăsta. M-aș fi lăsat-o intimă. Nu știu de ce am fost folosită ca o... S-a destăinuit. S-a destăinuit un pic și, dar n-am, adică... Deci e bună guma de mestecat fără zahăr. Foarte bine. E bună guma de mestecat fără zahăr, dar nu înlocuiește periajul dentar. Am înțeles. Și pentru copii, guma de mestecat? Fără zahăr. Pentru că va fi interesant să mestece gumă și să facă baloane. Da, 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 da. Mă duc un pic și pe partea asta de un pic mai complicată. Când ajungem să reparăm o carie, să facem un implant. Acum trebuie să mă duc și în zona asta, pentru că nu aș vrea să oferim, să nu vorbim doar de lucrurile foarte frumoase. E o activitate scumpă.
mersul la dentist. Acum, dacă știi să o faci din vreme și din timp, nu devine scumpă. Da, devine mai ieftină. Dar dacă se întâmplă, sau există și situații excepționale când nu toată lumea are, e fericit cu o dantură perfectă sau mai puțin problematică, pare că e are o dantură superbă, dar de fapt de sub să fie niște situații foarte complicate, eu cel puțin n-am în jurul meu, așa a fost să fie. Acum mai aud că este și genetic. Sau că mai, nu știu dacă există treaba asta cu genetic, sau că pur și simplu e o problemă și atunci ajunge la operație. E și o treabă financiară acolo, destul de costisitoare. Întrebarea mea este cum să faci să-l aduci totuși pe om, pentru că sunt foarte mulți care renunță din motive financiare, pentru ca în timp să înțeleagă că s-ar putea să ajungă să nu mai beneficieze de danturi. Este mult mai adâncă situația asta și că mai bine o rezolvă pe asta așa cum este ea, decât să ajungă la situații mult mai complicate. Încerc pe cât posibil să transmit lucrul ăsta în mediile sociale în care sunt și în clinică să le explic pacienților acest aspect, că ar trebui măcar puțin să facem. Înțeleg că poate nu există acum puterea financiară pentru un tratament complex. E o realitate, nu putem să așa negăm. Este. Dar măcar pași mici ca să stagnăm, măcar, să ținem pe loc situația care există. Încercăm și noi medicii dentiști de foarte mult timp să reușim să introducem terapiile noastre stomatologice așa încât să fie decontate de casa de asigurări. E o luptă pe care o ducem de câțiva ani de zile, pentru că real e nevoie ca oamenii să poată deconta parte din tratamentele pe care le au. Așa cum pentru copii există aceste tratamente până în 18 ani și e important să știe că nu știu toți copiii. Până în 18 ani ar trebui să existe un cabinet în școală, în sat, în oraș, undeva, unde aceste manevre sunt gratuite, decontate. De exemplu, noi când am făcut practică la facultate și la spitalul de stomatologie, oamenii nu plăteau sau pentru anumite lucruri plăteau foarte puțin. Pentru aparate dentare se plătea aparatul în sine. Da. Dar pentru cei care nu își permit, noi încercăm să-i ajutăm pe cât putem, să plătească în rate sau să-i ajutăm să-și facă o creditare la bancă sau să mai sunt și cazuri pro bono pe care încercăm să-i ajutăm pe oamenii respectiv, dar mai mult decât educație și să tot încercăm să discutăm cu statul să ne ajute prin introducerea manoperelor stomatologice în casa de asigurări. Da, știu că e o luptă continuă acolo și va mai fi mult timp de aici încolo, dar sperăm să nu fie așa. Așa este, dar aș vrea ca oamenii să înțeleagă ce se poate întâmpla dacă dantura nu este pusă la, știi, cum se zice, să-ți faci punct. Dantura, să-ți pui dantura la punct, ca să nu ai și alte probleme, pentru că ele chiar pot fi complicate. Da. Gura este conectată cu tot corpul nostru și iarăși este foarte important de înțeles că gura e cel mai aproape de cap, de creier. O infecție pe care o ai la dinți poate foarte ușor să ajungă la creier pentru că e cel mai aproape. Pe calea sângelui se duce în tot corpul. Sunt pacienți care au dureri la un moment dat, rezistă cu stoicism, moare nervul în dintele respectiv, că nervul doare, apare infecție pentru că orice lucru mort în organism se infectează. Le e frică să se ducă sau din diverse rațiuni nu merg la medicul dentist, încep să se umfle foarte tare pentru că infecția respectivă încearcă să străbată osul și se umflă. Problema apare atunci când începe să se umfle nu doar gura, ci încep să te umfli în alte zone sub bărbie sau încep să te la umfli ochi. La ochi. Sau am înțeles că și la urechi deja oriunde se poate duce infecția și atunci se complică tratamentul. Nu mai vorbim doar de un tratament stomatologic, vorbim de un chirurg bucomaxilofacial care trebuie să dea drumul infecției. Oh, deci ajungi deja la practic foarte complicat. Cel mai bine este să spunem că ți se pune piața în pericol. Da. Clar, asta se întâmplă. Am auzit că oameni care nu au fost la un control de rutină, da, de la o chestie foarte mică și au plecat de acolo cu să li se spună că au o infecție care este foarte mare și care deja se duce în nu știu ce zonă și fără să doară, fără des. Să... Asta este. Exact. Se întâmplă foarte des ca infecția să nu doară. Stă acolo în os, își face treaba, sapă încet și liniștit osul, se face o gaură, să spunem, în interiorul oaselor maxilare. În momentul în care doare, tu ai o imunitate scăzută, care nu mai poate să mai ajute să lupte și să țină infecția respectivă limitată la zona respectivă. Și când ție ți-a scăzut imunitatea, infecția începe și își face de cap, te umfli, te doare.
De-aia e bine să facem aceste controle la 6 luni și să facem și radiografie pe an. Să vedem că în interiorul oaselor maxilare totul e în regulă. Se întâmplă. Și eu am pacienți care îmi spun, n-am nimic, mă simt perfect. Și când le fac o radiografie, văd aceste infecții sau ce este și mai înșelătoare, este boala parodontală sau parodontoza, cum o știe toată lumea. Ea se numește boala dinților sănătoși, pentru că dinții pot arăta superb, dar de fapt ei nu mai au suport în care să stea. S-a mâncat atât de mult osul în care stau dinții încât încep să se miște. Dar totuși ce semne ai? Adică, ok, nu te doare, tu ai totuși... Ai o respirație neplăcut, mirositoare, acru așa, da, și ai sângerări ale gingiilor de cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Deja când încep să ți se miște dinții, ești undeva într-un stadiu mai avansat. Oh. Dar sunt semne. Sunt semne. Și dacă mergi la dentist periodic și spui, uite, mi se pare că miroase puțin gura de, nu știu, o lună, să zicem, poți să te uiți puțin și atunci verifică, faci o radiografie și se opresc lucrurile din plică. Din timp și, da, mă rog, cu mai puțin efect mai târziu. Da. Și cu minim de disconfort, pentru că vorbim într-adevăr de bani, e o problemă. Da. Dar vorbim și de vizite mai multe la dentist, vorbim și de disconfort, că poate că nu vrea omul să meargă de atâtea ori la dentist. Absolut. Fațetele. Yes. Să vedem cum formulez întrebarea. Da. Pentru cine sunt recomandate? Fațetele sunt recomandate în momentul în care vrem să facem modificări de formă, volum și culoarea dinților. Acum, se exagerează un pic în zilele noastre cu modificarea de culoare. Așa. Ajungem și acolo. Dar aceste fațete, ele sunt indicate pentru persoanele care au nevoie să alinieze, da? Și nu vor să poarte un aparat. Și nu vor să poarte un aparat. Sunt foarte mulți pacienți care vin la mine spunându-mi că au dinții foarte strâmbi și că vor să-și pună fațete. De multe ori dinții foarte strâmbi presupun, nu fațete, presupun coroane, pentru că trebuie să iei atât de mult din dintele respectiv ca să-l aliniezi, încât nu mai are nerv, nu mai are nimic, nu poți păstra. Mm-hmm. Și atunci le propun așa, nu vreți mai întâi să purtați un aparat dentar pe o perioadă de timp scurtă, până într-un an, și să vedem la sfârșit dacă mai vreți fațete? Sunt foarte puține cazurile când nu mai punem fațete după aparat dentar. Deci aleg fațetele în loc de purtarea aparatului dentar, pentru că e așa. 2 săptămâni. Pac, pac. Asta e reclama. Mulaj? Bam. Dar în timp, aceste fațete, care ascund, da, până la urmă, o problemă, da, care este reală, nu ar trebui, cel puțin din ce știu eu, ar trebui cel care poartă fațetele, dantura la interior, da, să fie impecabilă. Pentru că dacă se întâmplă să ai o problemă pe sub fațetele alea, nu e atât de bine. Practic, ai distrus fațetele. Da. Este indicat tot așa. Și purtătorii de fațete trebuie să vină la 6 luni la detartraj și în plus de asta trebuie să se întâlnească cu medicul lor protetician în lumim sau care le-a lucrat fațetele, să se vadă o dată pe an, să verifice că mușcătura e corectă. Ok. Pentru se poate deplasa? Se poate. Dinții se mișcă toată viața. Da, și da, trebuie corect să verificăm că sunt corecte contactele dintre dinți. Fațetele și ele s-ar trebui schimbate cam la 10-15 ani, pentru că lipiciul care lipește fațetele de dinți, ca să vorbim în termenii despre care povesteam, se mai deteriorează în timp și n-am vrea să se strice dintele nostru de sub fațetă. Corect. Dar dacă se întâmplă o situație sub fațete, se distrug fațetele și se refac. Vai de capul meu. Este destul de dificil să nimerești, deci dacă ai un dinte cu problemă, și asta o spun cu mâna pe inimă, sunt tehnicieni care sunt maestri, care reușesc să facă lucrul ăsta, dar este foarte greu să nimerești exact aceeași nuanță a fațetei alea. Să înlocuiești doar bucata, ok. Poți, okay, dar dacă ne adunăm mai mulți stomatologi și ne uităm la tine, știm care dintele cu fațetă. Bun asta. Da. Da, 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 minunat. Bun, deci fațetele, ok. Sunt ok. Adică sunt okay, n-aș vrea sigur să fim... Nu, suntem... nu, nu, eu nu sunt împotriva lor, da, dar cred că ele trebuie folosite atunci într-adevăr, când da, atunci când trebuie și când este indicat, când chiar vrei să corectezi ceva și poate nu ai cum din aparat, dacă un aparat îți poate regla. Acum, bine, e alegerea fiecăruia, de parte de mine judecata, dar cred că în ultimii ani fațetele sunt... Au prins foarte mare amploare, the shit, într-adevăr. Cum se zice. Da. Și ele the sunt... White shit. Da, the white shit. Și sunt cele mai cele. Și sunt foarte cerute. Neavând neapărat nevoie să pui fațetele astea, pentru că
cel puțin ce mi s-a explicat și mie, ele la un moment dat tot trebuie să le dai jos, tot trebuie să vezi ce este acolo, tot nu e forever și gata, adică de acord. Cu ele mori, trăim nu mor cu ele în gură, nu? Am înțeles. E real. E real, într-adevăr, dar repet, sunt nu bune e... și corecte da. Pentru oamenii care le doresc și care au sigur nevoie că de da, ele. Sigur că da. Se pot face foarte multe fațete care arată foarte bine pacientul. Tu nu ți-ai dat seama, de exemplu, că există fațete la un anumit pacient. Ba da, eu știu care e fațeta. Bine. Okay. Altcineva? Altcineva, next! Nu și-ar da seama de lucrul ăsta, da. Da, îmi dau seama pentru că, din păcate, ajungem la acel alb care este mult prea alb ca să dinții să arate așa. Și nu știu care este rolul acelui atât de alb imaculat ca reclamă. Filtrele. Filtrele. Cred că au foarte mult de a face și filtrele pe care le folosim pe Instagram, pe social media. E o realitate. Da, mă, da, dar stai, că ele chiar sunt atât de albe, adică am văzut în realitate. Da, știu, dar... De ce? De ce? De ce atât de alb? N-aș putea să-ți răspund. La Hollywood știu, e minunat. Dar nu știu dacă e chiar albul ăla la Hollywood. Dar nici nu mai e. A fost o vreme, dar nu mai este. Da, pentru că, cred că mai e este. Prea nu știu, nenatural. Depinde ce gusturi au oamenii. Noi nu prea facem. Noi la clinică nu prea facem pentru că avem pacienți care nu-și doresc așa ceva. Ce bine. Da. Mă rog, repet. Fiecare cu gusturile lui. Cine are nevoie și își dorește și îi place, foarte bine este alegerea lui. Încercam doar să aflu explicația acestor fațete și a albului acesta imaculat de zână. Că el este imaculat de zână. Mă opresc un pic și la această procedură de albire a dinților, pentru că și aici sunt discuții și se poate face odată la... Un an. Un an. Cel mai devreme. De câte ori poți să faci albirea dinților? Ori de câte ori, dar să lași măcar un an între proceduri. Mi se pare că dacă îți păstrezi medicul și mergi constant la același medic, el are istoricul tău și știe, eu am pacienți care vor mai repede de un an, dar știu că au făcut și atunci le zic, îmi pare rău, nu acum, îți fac peste câteva luni, când se împlinește un an. Dar pacientul respectiv poate să meargă la alt medic care nu știe că a făcut albirea cu 6 luni și... Păi și asta nu e un nu pic e bine. Nepotrivit pentru dantură? E nepotrivit pentru că smaltul devine poros. Albirea, procesul sine de albire nu dăunează dinților. El scoate niște pete pigmentare din profunzimea smalțului. Da. Dar făcând lucrul ăsta repetat, smalțul, să zicem că se topește, ca să fie mai explicit. Și atunci controlăm acest proces de albire. Oricum, eu mi-am făcut o albire acum câțiva ani de zile, câțiva mulți, 5-6. Da. Mergând constant la detartraj, este benefic să-ți facă doar airflow, pulberea de bicarbonat care curăță suprafețele dentare și îndepărtează petele superficiale și ea îți dă un plus de strălucire dinților. Nu e nevoie să albim de mai prea des multe de ori. Da. Și cred că nici de prea multe ori totuși, pentru că nu... Da, și e bine să faci lucrul ăsta controlat la dentist care te ajută cu gradul de albire al dinților, adică nu exagerează. Și vedeți dacă e potrivit pentru situația dinților tăi. Oricum, procedura de albire a dinților este mai mult până te pregătești de procedura respectivă, durează mai mult decât albirea în sine. Da. Mi se pare că e... Tu la cine mergi la dentist? În clinică, la colegii mei. La colegi? Da. Îți faci vreodată singură, reușești să-ți faci ceva? Nu, adică nu ești atât de Superman. Primesc frecvente. Păi da, așa este, știi, că nu, ca la coafor. Plus că mă relaxez, știu că mă duc a colegii tu te relaxezi. Da, la detartraj avem un medic igienist care este foarte atent și acolo este de minutul de relaxare. Dacă prind 20 de minute și are și e liber... Lux? Da. Se numește. Wow. Da. Dar ce fel de relaxare ai? Da, avem niște scaune foarte comode în clinică. Sunt cele mai comode scaune care există în lumea asta, cu o tapizerie, se numește Ultra Relax. La tine e și scaunul și periuța avem și televizor deasupra scaunului ca să ne putem uita la ce vrem. Ok. Netflix, YouTube, HBO, cablu, orice vreți. Avem și cablu. Și atunci eu, adică încerc să fac mersul la dentist, poate chiar ca un moment de relaxare. Da, este minunat și mai știu că relația pe care o ai cu medicul dentist este foarte importantă, pentru că trebuie să-ți știe, evident, problemele pe care le ai, dar și felul în care le poți rezolva da.
cu medicul tău, știi, e ca la terapie. E bine să știe ce și cum, pentru că în felul ăsta îți depășești toate fricile astea și nu mai ajungem să nu mergem la dentist doar pentru că tu ai o teamă de, da, de o ceva, de o seringă sau de mai știu ce alte unelte mai folosiți voi acolo, care sunt total dubioase toate. Deci voi știți ce faceți acolo. Ce faci în timpul liber? Acum am început să am timp liber. Mă duc la sport din nou. Și mă bucur de asta. Aștepți butonul? A venit butonul? Trebuie să vină. Am făcut deja, am trecut de limita de 100 de mii, l-aștept să vină. Deci m-am uitat la butoanele cu astea acolo. Deci până, poate până dăm noi interviul ăsta vine și butonul. Sper, sper. Doamne ajută. Îmi place să mă plimb foarte mult. Am avut o perioadă, în perioada pandemiei n-am călătorit. O să spune foarte ciudat ce zic, mie mi-a prins foarte bine pentru că eram în plină ascensiune și construcția clinicii și faptul că nu pleca lumea m-a ajutat foarte mult să mă pot concentra pe ceea ce am avut nevoie să mă concentrez. N-am plecat 2 ani din țară, am fost ok cu asta, acum am început să reiau călătoriile, nu plec foarte mult timp, dar îmi place să văd locuri noi și să cunosc culturi noi. Ce n-ai face niciodată? Poate să zicem că având, fiind binecuvântată cu așa o genetică bună, să zicem că nu m-aș apuca să-mi pun fațetele alea albe. Nu alea. Bravo, 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 bravo. Ce nu ai mâncat niciodată? Gândaci. Gândaci? Știu că bucătăria asiatică are foarte multe lucruri care pentru mine sunt cam dubioase. Deci nu alea. Facebook sau Instagram? Instagram. Instagram. Și TikTok. De fapt, trebuia să te întreb Instagram sau TikTok. YouTube, aș zice. YouTube? Twitter? N-am. N-ai? Am un cont, dar nu ar trebui folosesc. Să intri? Ar trebui, știu. N-am mai putut la un moment dat cu atât de multă informație. Dar când ai timp să faci toate astea? Am o echipă acum care se ocupă de lucrul ăsta pentru că nu mai puteam eu. Avem zile în care filmăm. Luna este zi de filmare. Avem ședințe periodice în care punem la punct tot ce se va întâmpla săptămâna următoare. Filmez conținutul de care au nevoie, dar nu pot să fac zi de zi. Fac stories zilnic. Dar clipuri explicative lungi pentru YouTube și clipuri de TikTok încerc să mă organizez ca să pot să am timp pentru toate. Ai timp, o faci foarte bine, ești foarte echilibrat, așa, mulțumesc. Foarte atent. Încerc. Da, mi-a luat ceva până am ajuns la acest echilibru. Normal, normal. La început nu e ușor și e enervant chiar, pentru că trebuie să știi să prinzi toate lucrurile alea. E mai dificil, e challenging, să zicem. Da, nișatul, targetatul, sunt multe. Da. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Am fost învățată de mică să fiu independentă din multe puncte de vedere. Și îmi place lucrul ăsta. Îmi place că am reușit să muncesc mult și să am fost binecuvântată și norocoasă cu toți oamenii din jurul meu să mă ajute să fiu independentă. Și asta prețuiesc foarte mult. Și I think it's a nice thing to have. Da, este. Să ai o libertate și o independență din toate punctele de vedere, e un lux. E un lux. Mi se pare că este e un lux, da. Da. Și e benefic. Să ajungi acolo. Și este și benefic. Da, pentru că te simți bine. Exact. Cu tine. Exact. Îți dă și încrederea aia, știi? De care nu ai nevoie să o ceri nimănui. Da. Ce înseamnă succes? În momentul pe care l-am acum, pe care îl trăiesc acum, pot să spun că l-asociaz cu succesul. Este momentul în care pot să fac bine. Știi când primesc mesaje pe Instagram, te iubesc, vreau să fiu ca tine când o să fiu mare. Da. Știți, datorită dumneavoastră mă duc la dentist și acum mi-am reparat toți dinții. Sunt lucrurile astea mici care îmi arată că am făcut ceva bun. Este echipa pe care o am în spate. Mi se pare fabulos să reușesc să aliniez aproape 40 de oameni în spatele meu și să mergem cu toții spre același scop. O echipă de 40 de oameni ai? Da. Wow, minunat. Și pentru mine a fost greu. Nu mă plâng. Dar a fost greu pentru că am fost doar medic colaborator la un moment dat. N-am știut cum să fiu un lider și cum să managerez oameni și a trebuit să învăț lucrul ăsta. Și acum mi se pare ceva fantastic că am oameni niște în spate pe care mă bazez. Știu că mă bazez. Sunt aproape de mine, înțeleg ce vrem să facem împreună și mă ajută să facem bine. Da, asta este cel mai important. Și faptul că am reușit să am echipa asta și să o țin închegată și asta mi se pare un succes. Este. Înseamnă că ești un lider bun. Mai ales lucrez la asta zilnic. Mai ales cu un așa lider.
Eu cred că, exact cum am spus și la început, faptul că ai reușit să transmiți toate lucrurile astea și să fii un lider și să transmiți informație și să fii până la urmă un medic dentist cu umor, care să ia toate lucrurile astea cu mult umor, cu multă relaxare, fără tensiune, care să explice foarte ușor și transparent tot ce se întâmplă, este foarte important. Și cred că asta, de fapt, a adus, știi, tot succesul ăsta pe care tu l-ai acum, toate lucrurile astea te-au adus acolo, pentru că e ca la un copil, știi? Că dacă nu îi explici ce presupune lucrul respectiv, de ce e așa și nu e așa, nu are cum să înțeleagă și atunci te lupți cu cineva care nu... Trebuie să dai nu toată treci, energia nu și tot treci, timpul. Da, nu treci de o barieră. Și atunci felul în care ai făcut-o, cred că este foarte important. Și din toate lucrurile astea, din tot ce am aflat și din tot ce am descoperit la tine, cred că trebuie să-ți păstrezi umorul în orice situație. Pentru că eu cred că și duce unde trebuie și poate și salvează de multe ori situații care nu sunt poate plăcute pentru toată lumea. Moștenesc și energia asta. Îți doresc asta. Să-ți păstrezi umorul Mulțumesc. Ăsta și doza. Sper și eu. Răbdarea mă asta ajută, pe care o ai. Mă ajută, să știi, în viață. Mă ajută să trec mai așa și peste momentele care sunt mai dificile și... Mai am o curiozitate. Părinții n-au zis nimic când au văzut că... Transmiți informațiile astea nu. Pe uneltele astea sociale pe care deci ei că nu... Au și ei TikTok. Au și ei TikTok? Păi l-au ca da. Să te urmărească pe tine. Da, da. Nu, și la ei am văzut a face bine. La ei am văzut mm-hmm. chestia asta. Tata era singurul din câmina care prelua urgențe noaptea. Pentru că înțelegea ce înseamnă ca un om să fie de într-o durere de să nu mai poată. Și atunci suna telefonul la două, se trezea, se ducea la cabinetul mamei de lângă casă și ajuta pacientul. Și cred că tot mixul ăsta în care am trăit, în care am crescut, da. Și-a pus amprenta asupra mea și atunci am încercat și eu să replic ce am văzut acasă. Uh-huh. Și ei sunt foarte energici și oameni bucuroși și veseli și de aia s-a imprimat asupra mea. Perfect, minunat. Atunci, Alexandra, îți doresc să vină butonul, da? Dar, repet, vine, poate până terminăm noi aici, vine și butonul. A venit butonul, ce să mai... Butonul a venit. Să-ți păstrezi doza asta de energie, de umor și răbdare, că așa este foarte importantă. Și sper să ne revedem curând și să ne mai explici acolo ce și cum. Să știi că avem și noi un expert aici la noi pe TikTok. Poate faceți un TikTok împreună ca Sigur să... Că da. Noi avem plăcere. Bărbați mulți. Comunitatea noastră e cu bărbați, așa că s-ar putea să fie un match foarte bun. Îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc mult pentru invitație. Mult succes. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă sunt comentarii, bineînțeles că le puteți lăsa și dacă reușesc cu Alexandra să o combin să sigur, răspundă. Sigur, sunt dacă pe poziție. Dacă sunt întrebări la care eu nu pot să răspund, nu ezitați să le lăsați acolo mai jos. Mulțumesc. Ne vedem data viitoare cu un alt invitat. Nu uitați de like, share și subscribe.